Și am zis, ce bine se potrivește psalmul 73 cu acest text. Este psalmul care l-a citit fratele Pavel. N-aș vrea să mai adaug nimic la frumusețea cuvântului lui Dumnezeu. Atât aș vrea doar, n-aș vrea să fie ca un avertisment. Dar să avem de grijă cum vorbim. Pentru că este un verset care nu s-a citit în seara aceasta, dar pe mine m-a zguduit aici pe bani. Versetul 13 spune cuvântul lui Dumnezeu așa, cu verset înainte de ceea ce a citit fratele Pavel. Vorbește Dumnezeu și spune așa, cuvintele voastre sunt aspre împotriva mea. A vorbit lui Dumnezeu, împotriva lui Dumnezeu asta. Și Dumnezeu a trebuit să recunoască și a spus cuvintele voastre. Ce spuneți voi este aspru împotriva mea. Acuzațiile care mi le aduce și nemulțumiri sunt aspre împotriva mea. Aș vrea să fim atenți cu vorbirea noastră. Aș vrea să fim atenți cu nemulțumirile noastre. Aș vrea să fim atenți cu felul nostru de trăire și de viețuire. Să nu dăm vina pe Dumnezeu. Adesea ori se întâmplă că avem necazuri și trecem prin necazuri pentru că așa ne-a spus Domnul Iisus Hristos. Dar așa de des se întâmplă. Când suntem gata să lăsăm armele jos și să vorbim împotriva lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune în psalm. Dacă nu slăbești, cine slăbește în ziua necazului? Cum este credința? Mică este credința sau slabă? În ziua necazului să slăbești. A venit soția lui Iov, în ziua necazului. Era în același necaz și ea, ca și Iov soțul ei. Și Dumnezeu se laudă cu Iov. Și a venit ea și a slăvit și a spus Iov, blastă-mă pe Dumnezeu în față. Frați și surori, vă îndemn pe dumneavoastră și pe mine, pentru că trecem prin aceleași probleme și necazuri. Aceleași probleme și necazuri. Să avem de grijă la cuvintele noastre. Ca niciodată Dumnezeu să n-aibă motiv să spună împotriva noastră. Cuvintele voastre sunt aspre împotriva mea. Dumnezeu să ne dea înțelepciune. Amin. Vă invit să ne ridicăm în picioare și aș vrea să mulțumim Domnului pentru ziua aceasta. Să mulțumim și pentru cuvântul de dimineață și pentru cuvântul din seara aceasta și să rugăm pe Dumnezeu ca El să ne ajute ca să-L împlinim. Să nu fim niște ascultători uituci care am ascultat cuvântul, ne-a plăcut și poate am spus ce frumos a vorbit azi dimineață și ce frumos a vorbit în seara aceasta. Și apoi ieșim afară și noi ne vedem de drumurile noastre și rămânem aceiași oameni. Haideți să luăm hotărâri noi, dar hotărâri bune de a sluji pe Dumnezeu. Amin. Să ne rugăm și pentru fratele Iosif, o spun a doua în seara aceasta, ca Dumnezeu să-l păzească mâine când va veni, să păzească avionul și mijloacele de transport, să ajute Dumnezeu cu bine în mijlocul nostru. Amin. Să ne rugăm Domnul.